Deci nu intenționăm altceva decât să luăm măsuri legale, în consecințe, în sensul că sindicatul cadrelor militare a dispus darea în judecată a Ministerului de Interne și a Guvernului, a câștigat la Curtea de Apel Cluj, inclusiv la Curtea de Casație, în Alta Curte de Casație Justiție București, iar cei trei miniștri, respectiv domnul Oprea, Igaș și directorul seriului Maior, nu vor să pună în aplicare această hotărâre de analtii curte de casație justiție. Luați în considerare noi proteste de stradă? Da, sigur că da. Pentru că un drept, dacă nu se obține legal, trebuie forțat guvernul să recunoască aceste drepturi. În sensul că vom organiza pe 24 la Botoșani, sindicatul central, vorbesc de la București, vor organiza o demonstrație la București, la sediul guvernului, sediul Ministerului de Interne, Ministerul Apărării Serii și la Cotroceni. Iar în toate filialele județene vor fi organizate adunări publice privind protestul în legătură cu această recalcare a pensiei. Câte cadre militare sunt la Botoșani în situația asta? Membrii sindicat suntem în jur de 300 de persoane. Iar la adunare luni estimăm pe participarea cel puțin 200. În cazul dumneavoastră, cu cât vi s-a redus pensia? Da, 60%.